Avem deja trei celebrități care și-au asigurat un loc într-o etapă următoare a competiției. Leoaica, Căpcăunul și Corbul. Imediat vom afla care dintre pierzători își va da masca jos. Unul dintre acești trei oameni celebri, despre care habar n-am cine sunt și cu ce se ocupă, ne va arăta imediat adevărata față. Ultima sesiune de voturi începe acum. Păi eu chiar vreau să văd cine este un vampir pe bune. Monstrul. Votul s-a închis, avem clasamentul. Primul care merge mai departe în concurs este... Monstru! Hai, vampir! Nu! Monstru! Monstrulețul meu iubit! Monstru! 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 Da! Bravo, Godin! Bravo, Godin! Mulțumim, monstrule! Felicitări, ai fost salvat! Bravo! Mulțumesc! S-ați votat monstru, mulțumesc! Monstru, da! Marea bătălie se dă între vampir și iepure. Iar cel care a reușit să-i convingă pe detectiv să-i mai dea o șansă în concursul nostru este... Eu vreau să văd cine e vampirul pentru Morodan. Iepurele! Yes! Hai! Extrem de bine! Am reacționat că... Mulțumim foarte mult, iepuraș! Poți merge lângă monstru! Visul ți s-a îndeplinit! Exact! Of! Cine ar fi crezut că vampirul va pierde așa pe ultima 100 de metri? Dar n-a pierdut, dragă, n-a pierdut nimic, m-a câștigat pe mine. T-a câștigat pe tine, bun! Stai că era stăcat cu scaunul, Doamne! Înainte să aflăm cine se află sub mască, aș vrea să mai spuneți încă o dată cine credeți că este pe scena Masked Singer România. Chilafonic! Marlene Dietrich, te rog. Dacă ar ști că este cu adevărat vampir și ar rămâne vampir pe scena The Masked Singer România în seara asta, viitorul meu soț! Scuze, Maticiuc, nu știu, m-aș căsători cu oricine care e vampir. Numele, prenumele? O să ia numele de familie de la ea. Soțul Morodan X. Ok, deci nu vrei să ghicești deloc, nu vrei să arunci nicio presupunere. Bine, stai un pic, știu. Aș zice totuși că este domnul Prigoană. Și atunci, da. Domnul Prigoană! Eu cred că după emisia asta o să fie o adevărată prigoană în ceea ce privește pe Ana Morodan, dar nu asta ne interesează, ci Codin. Numele! O să mă duc cumva într-o zonă similară, bazată pe înălțime, pentru că este foarte înalt și faptul că a cunoscut lumea din zona filmului, a muzicii, a... Ion Țiriac, junior. Ion Junior! Înainte de a spune ultimul cuvânt, vreau să îi felicit pentru toată misiunea neîndeplinită. E clar că suntem pe lângă, uite așa, da, toate direcțiile. Sper că odată și odată voi face cinste cu o șampanie celui care va ghici un singur personaj la Masked Singer România. Lucru absolut imposibil. Cu toate acestea, propunerea mea de nume pentru vampirul de pe scenă este Dan Bălan. Dan Bălan! Rămân la Dan Bălan. Mulțumesc, detectivilor! Ați făcut ultimele pariuri, acum hai să vedem dacă ați și câștigat! A venit momentul mult așteptat de conspirarea vampirului! Asta, film de suspans! Doar la Masked Singer România! Aplauze încă o dată pentru vampirul nostru superb! Sunteți pregătiți să aflăm despre cine este vorba? Da! Perfect! Atunci ziceți cu mine odată! Masca jos! Jos! Masca jos! Masca jos! Masca jos! Hai! Masca jos! Masca jos! Masca jos! Masca jos!
jos. Doarce-te! Jos, masca! Haide! Jur că m-am gândit la tine, frate. Smiley, mă bucur că ești aici. Damian, bine ai venit la Mea Singer România. Nu vine să cred că ai acceptat provocarea asta, ești foarte tare. E vina mea, frate, e vina mea, jur. Damian, nu-i supărat pe mine că ți-am spus Dan Bălan. Nu. Am observat un gest de te mai prind eu. Scuză-mă, te mai prind, scuză-mă. Damian, tu-ți dai seama dacă eu am crezut că ești chilafonic. Bă, dar cum ți-ai schimbat vocea, pe bune? Nu pot să cred că nu te-am ghicit, frate. Nu pot să cred, nu pot. Mă oftic. Special tu. Băi, mă oftic. Chiar fratele meu. Băi, mă oftic. Dau o masă, dau un miel, dau șampanie, dau orice vrei. Tu trebuie să ne vedem după, te rog. Te pup pe suflet, Codin. Te pup pe suflet. Oricum, Damian, tu pentru Codin ai rămas în concurs pentru că el tot crede că și alt personaj ești tot tu. În continuare cred. Cred în tine, frate. La un moment dat am zis, băi, nu merge cu bărbat. Hai să încerc cu femeie. Am încercat, dar n-a funcționat. Iartă-mă, Codin. Nu mi-a ieșit. Dragii mei, v-am anunțat că o să mă căsătoresc cu vampirul, așa că, dragul Damian, mâine la 12, la Sfatul Popular, ne vedem. Te aștept. Cum ți s-a părut experiența asta? Super tare, foarte mișto. Te simți bine la noi? Foarte tare. De fapt, am avut un vis odată să fac un proiect așa. Da? Și mi s-a îndeplinit visul. Wow, ce înseamnă Mea Singer România? Îndeplinește un mare vis pentru Damian Dăghici. Știi ce vrem să te rugăm? Să ne mai cânți încă o dată. Cu mare drag. Vrem să fim mai siguri că tu ai fost sub mască. Nu știu cum am făcut. Deci nu cred. Sau cine a vrut să facă primul pas. Încă de la început am dat-o din greșeală în vals. Vals. Chiar și când ne-am oprit, noi ne-am regăsit. Dar când aud muzica, mă oare nevastă mea. Când cu ea, numai cu ea, ne-am auzit inima cum cânta. Când mă privea, lumea era doar o orchestră ce ne-a acompaniat. Aplauze pentru Damian Drăghici! Atât pentru astăzi. Vă pup pe toți, noapte bună. Iartă-mă. 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 Vrei, nu vrei, ne căsătorim, mai aia e. În lacrimi și în scuze se termină misa asta. Iartă-mă. Săptămâna viitoare trecem într-o altă etapă la Masked Singer România. Cine crezi că se află sub mască? Personajele se vor întoarce pe această scenă cu alte momente artistice. Dar cine e? Au fost 12, au mai rămas 10. O să ne fie foarte greu să ne despărțim de fiecare dintre ele. Dar misiunea noastră este clară. Trebuie să demascăm câte un personaj în fiecare săptămână. Și asta facem. No! Ne vedem vinerea viitoare cu noi provocări și demascări în cel mai așteptat show al planetei. Masked Singer România, episod nou. Vinerea viitoare de la 20:30 la Pro TV. Ceva cu totuși cu totul nou, adică ceva total diferit decât am făcut până acum. A fost puțin cam greu, pentru că costumul puțin nu e foarte ușor să te miști în el. Acum înțeleg de ce și Dracula era așa cum era, de nu se mișca foarte repede, dar e un sentiment ăsta ciudat și fain. E o combinație ciudată. Toți au fost surprinși. Suntem prieteni și ne cunoaștem foarte bine personal și ne știm bine. Și atunci nimeni nu s-a așteptat să am vocea schimbată diferit și atitudinea pe care am avut-o, adică o atitudine asta mult mai calmă și mai relaxată de la Damian, la care îi prinde energie non-stop. Cine e? Cine e?